Beneficiarii cantinei sociale sunt în marea lor parte oameni ai străzii sau oameni în vârstă care nu mai au rude și a căror singură sursă de venit este ajutorul social de 140 de lei pe lună. Vor avea însă ce să pună pe masa de Crăciun după ce au primit provizii pentru 5 zile. Cozonac, conservă, suc, salam, cârnați, carne de porc și pulpă de pui. Sărmanii spun că nu ar avea ce să pună pe masă dacă nu ar primi zilnic mâncare de la cantină. Am 65 de ani și dacă n-ar fi această cantină, eram mort de mult. Nu cumpăr nimic, mămică, că sunt singură și n-am pensie, n-am nimic, n-am bani. Și atunci ați venit la cantină? Sunt la cantină. Doar din alimentele de aici o să faceți Crăciun? Da, aici, mămică, le mâncăm. Mâncarea ce luăm de aici, altă soluție nu avem. Nu aveți pensie? Nu, nu, ajutor social. Am fost pensionat pe caz de boală, mi-a tăiat pensia din 2010 și de angajat n-am mai avut unde să mă angajez la vârsta asta. Sunteți singur? Singur, sunt singur, da. Pe lângă aceste alimente, beneficiarii au primit și hrană caldă. Varza la Cluj. Așa. Iar ciorba este ciorba de zarzavat cu ciolan. Săracii din Râmnicu Vâlcea sunt așteptați la cantina socială și în a treia zi de Crăciun, când vor primi alimente pentru alte câteva zile.